ziua! Pentru astăzi vom pregăti paste cu vinete sau paste a la melanzane. Ingrediente: vom avea nevoie de 250-300 de grame de vinete, 250 de grame de paste, puteți alege și de dumneavoastră, busuioc, rozmarin, piper, sare, ulei de măsline, 250-300 de grame de bulion sau pastă de tomate, o ceapă și 2 căței de usturoi. Cu apă la fier pentru paste. Între timp vom da drumul la ochi pentru sos și de asemenea am adăugat și pastele. În cătigaia s-a încins, vom adăuga puțin ulei de măsline. Pe deasupra vom adăuga usturoi puțin strivit și puțin rozmarin. Le lăsăm undeva la 2 minute, cât să dea puțin gust la ulei de măsline. Încă usturoi s-a rumenit puțin, îl puteți îndepărta sau pentru că nouă ne place, îl vom lăsa în tigaie. Adăugăm ceapa și lăsăm undeva între 4-5 minute cât să se moaie, să devină puțin transparentă. Ceapa s-a înmuiat, vom adăuga și vinetele. Unele persoane preferă să scoate, să le cojească, eu am preferat să o las în tavă. Vom lăsa undeva la vreo 10-15 minute până când vinetele se vor înmuia. Acum că s-au mai înmuiat, vom adăuga sare și pipare. Nu foarte mult momentan. Pastele încă sunt pe foc, în tehnic. Puteți observa, vinetele s-au înmuiat destul de bine. Vom adăuga pasta de tomate, sucul de tomate sau chiar sucul roșii sherry în interior. Sunt să precizez că este un fel pe care îl puteți folosi și atunci când țineți post, mai ales că suntem acum în postul Paștelui. Am folosit paste fără ou și acestea fiind fără lapte, fără ouă sau chiar carne. Este un fel foarte bun, delicios și perfect pentru această perioadă. Să se fiarbă vinetele în sosul tomat pentru 10 minute la foc mediu. După aceea vom adăuga și pastele. După 15 minute, 20, cam acesta este rezultatul. Pentru cei care nu doresc neapărat să postească, ci să mănânce fără carne, puteți adăuga și mozzarella. Vă dau un gust foarte, foarte bun, chiar minunat, și plus de asta vă dau și un aspect mai interesant, să spunem așa. Oricum, pentru cei care iubesc brânza, este un lucru în plus. Încă mozzarella s-a mai incorporat în sos. Vom adăuga pastele pe deasupra. Da, știu, sunt foarte mari. Mie îmi plac astea mari. Le vom amesteca. Vom pregăti de așezat în farfurie. Acesta este rezultatul final. Puteți adăuga pe deasupra și puțin parmezan pentru cei care preferă parmezanul. Vă doresc poftă bună!